Mergi acum și cumpără ceva de pe G2A, link în descriere. Și că să vrei să filmezi și tu ceva. Ia uite. Normal. Am vrut să filmez și eu un episod de Eurotrack cu domnul Bercea, băga mea și piciorul. Ce zic? Am vrut să filmez și eu un episod de Eurotrack cu domnul Bergeam. Și când eram pe la minutul 10, cam așa, terminam să mă aproape cursa, Caterinca, frumos, bâză, se ia curentul. Și de atunci, de o jumătate de oră, nu a mai venit, frate. Deci stau în casă ca un, nu știu cum să zic, ca un șobolan ascuns în temniță și nu pot să filmez. Și deja intru în criză de timp pentru că se face târziu, diseară trebuie să mă duc să mă uit la meci și nu am timp să mai filmez, frate. De aceea o să facem un car vlog. N-am avut nici baterie la GoPro, noroc cu o priză care o am. Și e o priză, nu știu cum să vă zic, de aia, salvează curent electric și am putut să-mi încarc GoPro vreo 35%, 40%. Sper să mai ajungem pentru acest car vlog. Hai să-l punem pe cap, să-mi dau șapca jos pentru asta, să mergem, ploaie, bubuie și bate vântul. Până mai mult mi-am pus și GoPro pe cap să ne punem centurica. Sper să se vadă bine pentru că n-am avut prea mult timp să mă uit la el. Mereu am problema asta când îmi pun GoPro pe cap. Pornim și pe Remo. Dă drumul, doar ce am venit de la non-stop, că am fost pe la non-stop astăzi. S-ar putea să se audă destul de tare ploaia asta pe prelată. Se aude poate puțin cam tare, mai tare decât ar trebui. Sper să stai bine GoPro pe cap. Vreau să mai facem un car vlog cu decapotabila pe ploaie, pentru că n-am făcut niciodată un car vlog cu decapotabila pe ploaie. N-am mai făcut un car vlog de mult timp. Știu că v-am promis că facem un car vlog din Beca. Din păcate Beca e mai în spate, iar pe ploaia asta n-am chef să mă fac freașcă încercând să o scot pe Beca din asta. Mamă mea, frate, deci mereu când plec cu mașina asta după loc, băi, mereu prima plecare după loc nu o fac cum trebuie. Nu înțeleg de ce, ambreiajul ăsta, deci dacă v-aș da să mergeți cu mașina asta, e atât de ciudat, noroc că eu m-am obișnuit cu el. Dar e foarte, foarte ciudat ambreiajul de la mașina asta, nu înțeleg de ce. Uite, bă, aurul crangă din pom, băi, îmi zgârii mașina. Pomilor, de ce nu v-ați ținut creanga acolo, bă, că-mi aș piciorul, că n-am cheia de la mașină, la mine, de la poartă. De ce mă ploaie acum, aoleu. Deschide-te, băi. Băi. Deci nu cred așa ceva. Ce are fratele meu? A, nu, nu e curent. Super. Nu e curent, am uitat. Băga mea și piciorul să-mi bag. Perfect. Ok, acum așa n-ar mai trebui să se închidă până... Până nu le dai un impuls din telecomandă. Uite, bă, la prost, n-am și uitat că nu e curent, mâncați așa. Noroc că la brațele ăștia ai funcția aia să ridici de ele și să le deschizi când nu e curent, manual cum ar veni. Oameni buni, următorul proiect pentru BMW-ul ăsta ar trebui să schimb și eu volanul, pentru că volanul ăsta e foarte mâncat și aș vrea să-i fac și urechiușe aici, două urechiușe. Nu știu dacă asta modelul ăsta, că eu am început până acum modelul ăsta, nu cred că l-a făcut. Nu știu dacă merge îndreptat jos, pentru că dacă vedeți are spițele astea două aici și e destul de ciudat. Și cel mai probabil îngroșat, pentru că ăsta e foarte subțire, e mult mai subțire decât ăla de M și nu-mi place atât de subțire, adică e prea subțire, frate. Exagerat de subțire. Bum! Aute controlele. Bine, tati. Ce faci? Ce ai face ea? Normal! Ieși tu în față ca prostul, fără să te uiți. Și voi ce faceți? Vă ploaie? Și pe mine mă ploaie. Nu mă ploaie mașina. Am un Remo, consumă foarte mult. Știu că probabil unii dintre voi încă vă întrebați sau sunteți noi la acest car vlog și pe acum nu v-ați uitat. Remo consumă destul de mult, consumă undeva la 13 și ceva, 14. Faceți și voi un consum. Gândiți-vă că eu cu un milion, adică cu 100 de lei, fac în jur de 140 de kilometri, cam așa. Bine, dar gândiți-vă că și benzina s-a scumpit și bagi mult mai puțină benzină de 100 de lei. Adică înainte băgam undeva la aproape 19 litri, chiar poate chiar 20. Acum dacă bag 17 și ceva e bine. Hai da, bă! Mă, ce faci? Te opri și în fața mea, noroc că te cunoșteam. Mă rog că te cu toți ăștia. Băi, frate, dar e foarte cald. Ia să dăm și noi drumul un pic la climă, că dacă deschid geamul, e nasol. 20 de grade, ia să sunt pic domnul ăsta pe rece. A, nu, era pe rece, e bine. Ia, bagă. Hai, tati, hai.
Am dat drumul la AC-ul ăla infect. Că până acum ai mers. Nu spune că nu mergi. Că mă super dacă îmi spui că nu mergi. Bă, mai filmează. Dar măcar se vede bine, că nici nu m-am uitat. Au, oh, fuck, am închis telefonul. Hai, mă. Bă, reconnecting. Aoleo. Camera off, ce camera off, bă, că merge. Uite, se vede bine. E bine. Bine, mă rog, se vede un pic ciudat. Dă-l în pui mei. Așa. Bă, da, nu bag răcoare. Ce, mă, de nu bagi răcoare? Nu, mai scade temperatura aia. Bacă, mă, frig, ia de pe auto. Dar nu-l fi 19 grade mașină, că e moarte de, moarte de cald aici. A început ea. Cred că am un scurt ceva pe semnalizare, pentru că merge, merge așa. Hai, tătăică. Te miști, tătăică, ca... ca tătăică. Ia uite altul, cu școala de șoferi, cu nebuneli. Ia uite și tu la ei, hai prietenii mei, hai. Mă, tu ce faci, mă, în cața aici de frâneze așa? Uite-le, 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 uite-le. Ta, ne mișcăm și noi astăzi. Frate, mergi cu 20. Deci nu, deci nu, deci uite-ți-vă, nu, nu înțeleg. Ai de gând să te miști, merge mai repede la cu școala decât tine. 22, 51 bas. Ai basul dat în blană și nu auzi, sau ce se întâmplă? Da, și ziceam că trebuie să facem volanul la mașină, oameni buni. Și nu știu ce să-i mai fac. Trebuie să mă duc să schimb garnitura aia neapărat de la capacul culbutor, pentru că nu... pentru că pierde ulei. Te bagi? Hai, tati, hai. Hai și tu, hai. Niciodată în fața lui Remo n-o să stați voi. Bine, acum un alt motiv pentru care Remo consumă și mult este faptul că vedeți și voi cum merg cu el. Adică foarte sportiv, pentru că asta îmi place mult. Bine, e și sâmbătă azi și pot să mergi cât de cât sportiv cu el. Bă, de ce îi lasă treacă că e roșu? E roșu, prietenul meu, cu Loganul. Îl lasă treacă că e roșu. Dacă nu știți, te uiți la semafoare, normal că îl lasă treacă. Ce pui mei? Bum, 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 bum. Băi, frate, sper să-mi ajungă bateria de la GoPro. Mamă, am și oprit telefonul. Nu știu câte minute am de filmare. Ia dacă îl pornim înapoi. Ne va arăta oare. Pentru că aveam decât 30 și ceva și sper să-mi ajungă, să nu fie vreo problemă. Ce pui mei, mi se ridică acul, că plecai cu mai puțină motorină de acasă. Tum tarum 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 tarum. Dom, dadum, dadadum, dadum, dadadum, dadum, dadadum, dom. Băi, frate, deci îmi place mașina asta enorm, frate. Benzina e benzină, oricât ai spune tu, benzina e benzină. Mereu benzina, nu știu, are alt cup, nu cuplu, cuplu, de fapt, cuplu e mai mare pe diesel decât pe benzină. Dar se simte altfel, nu știu, aspirat, e altceva, e altceva. Hai, ce trebuie să fac stânga, hai băieții, hai. Ne mișcăm și noi mai cu talent un pic. Facem stânga aici. Vedeți că de-aia îmi face semnalizarea așa, că trebuia să fac un pic mai greu, dar și mai revine. Uneori își revine, uneori nu, treaba ei. Avem un Polo în față, cu numere de UPS, o fi de la de livrează transporturile de la UPS. Mă uit cum face, bă, îmi face în cap asta, oprește-o. Hai, prietenul meu, hai, hai cu un pic de curaj, e cu coană. Normal dacă e cu coană. Tun-tun-tun-tun. Și vreau, nu știu ce vreau să-i fac la asta, nu, i-aș mai da ceva căluți, dar nu știu cum să-i dau ceva căluți. Că dacă era diesel, dacă era diesel puteai să-i dai mai ușor căluți. La benzină și mai ales la aspirat e cam greu, adică singura șansă să-i dai căluți, să zic, nu relativ ușor, mulți, ar fi să pui turbo. Dar să pui turbo pe benzină necesită o grămadă de modificări, necesită o grămadă de bani, cred că numai 1500 kit-ul cu turbina, cu tot. Plus manoperă, plus tot, deci de probabil duci undeva la 2000, dar mi se pare că îi dai lejer. Cred că 70-80 de cai lejer îi dai, adică de la 190 cât am eu să-l duc în 270 de cai, ar fi, puu, nu te mai ții la el.
după aia. Dar v-am zis, costă foarte mult. Dacă era diesel, îi băgai un soft și aia era. Nu știu dacă se face soft și la benzină. Aveți vreo idee? Se face soft și la benzină, doar soft din calculator, dar nu cred că nu prea are ce să-i modifice. Ce se modifice? Presiunea din turbină n-are cum, că n-are turbină. De aia zic, habar nu am, deci nu știu. Dacă știți voi, lăsați-mi în comentarii cum se mărește, să se resoftează, să zic, sau se remapează un motor benzină. Din câte știu, se mărește cursa pistoanelor și camera de ardere, dar pentru asta înseamnă să cam dai jos motorul și să-l, cum se numește, mă? Uite că îmi scapă termenul acum. Să-l segmentezi. Deci muncă multă și trebuie un mecanic bun. Bă, dar până acum a fost furtuna, acum s-a oprit, ce pana mea. Te pomeni că atunci când am plecat de acasă a venit și curentul. Curentul pe care nu-l aveam. Da. Bă, de ce și-o fumă, îi scoate-l ăsta. Ce ai, bă, tati, cu el? 233 can. Dacă te uiți la videoclipul ăsta, să știi că scoate BMW-ul fum albastru. Deci mai probabil îți mănâncă ulei. De mirosi nu miroase, da. Nu-i scoate în continuă, aparent îi scoate când îi dă în gură. Interesting. Interesting. Câte minute mai arată ăsta, mai avem baterie? Bă, am filmat 10 minute și baterie, nu știu câtă mai avem, până nu-l dau jos de pe cap, cred că nu văd câtă baterie m-am băgat, mi-aș piciorul. Bă, am mâncat și cu acest car vlog, mersi frumos pentru atenția acordată, nu uitați să dați un like acest video, să-mi lăsați și mie părerea voastră. Au, eu de băcal, să-mi rup picioarele, să-mi lăsați părerea voastră în comentarii despre resoftarea benzinei și pașii care trebuie făcuți sau lucrurile pro sau contra, care se pot întâmpla în caz contrar sau în caz că o faci. Și noi, sigur, ne vedem data viitoare. Vă pup electoral.